Pe șantierul Catedralei Mântuirii Neamului, lucrările au fost reluate, chiar dacă se desfășoară în condiții de iarnă. Când nu sunt împiedicați de ger sau ninsoare, muncitorii execută în schimburi mai multe tipuri de lucrări. La începutul acestei săptămâni au fost reluate efectiv lucrările de armare, cofrare și lucrări la armătura rigidă, suduri la armătura rigidă. Nu au putut fi reluate lucrările de zidărie, având în vedere temperaturile meteo. În prezent se lucrează la armarea plăcilor cuprinse între axele 9-20 de pe laturile nord și sud deasupra galeriilor de la cota 18 și suduri la armătura rigidă montată în axul 8 între cotele 18-27. Sunt un număr de aproximativ 134 de muncitori. Se lucrează la fel în două schimburi, numai că schimbul 2 a fost redus până la ora 22 datorită temperaturilor scăzute din timpul nopții. Credincioșii sunt așteptați să ajute la construirea viitoarei catedrale patriarhale. Modalitățile prin care puteți contribui sunt mai multe și despre fiecare puteți afla accesând site-ul catedralaneamului.ro.